who tried to hold me down. So I became a soldier, built upon these walls. And now I'm climbing over, those nasty beasts are tempting me. Oh Lord, but I ain't coming back. Breaking every chain that in front of me. Though I want to change, but I can't, yeah. I will never be what you want under this fire. This fire keeping me alive, making me believe I couldn't do without you. Making it hard to live thinking all about you. You know I'll never be what you want under this fire. This fire. Trying to get this weight off of my shoulder, build up on my strength. I'm finally taking over. Complicate, I don't appreciate. Oh Lord, but I ain't going back no more. Falling off the flames, only show you what I made. I'm breaking every chain that you put on me. You thought I wouldn't change, but I grew on you. Be what you wanted. This fire, this fire, keeping me alive, making me believe I couldn't do without you. Making it hard to leave you thinking so about you. You know I'll never be what you want in this fire. This fire, making me, shaking me, making me into what I never wanted. I wouldn't change, but I grew on you. I will never be what you want under this fire. This fire, breaking every chain that you put on me. You thought I wouldn't change, but I grew on you. Cause I am never be what you want in this fire. This fire, keeping me alive. Toată lumea în picioare și în fața televizoarelor, toată lumea în picioare. Bravo, măi! Băi, ești genial! Ești o contradicție între mișcare și corp. Bravo, Vlad! Bravo, Alex! Smiley, n-aș vrea să fiu în locul tău! S-ar putea, pe oricine dai afară, să câștige vocea României. S-a mai întâmplat. Da. Nu pun presiune pe tine, nu pun presiune pe tine. Nu pun presiune. Come to daddy, baby. Deci, Tudor Chirila, ai fost foarte entuziast, abia aștepți, bănuiesc, să ia Smiley o decizie, ca tu să da, te bucuri. Am și vorbele la mine. Băi, dincolo de faptul că momentul în sine a fost extraordinar, băi, Alex, ești așa... Deci tu ai condus acest duet atât prin interpretarea ta originală, nu mai zic de... limbajul fizic. Plus, momentul în care efectiv părea că îl susții pe adversarul tău să cânte. Cântă, boss, te rog eu, bagă acum, că nu mai ai timp. Fii atent, ăsta e momentul nostru. Dacă tu nu bagi, boss, dacă tu nu bagi acum, când să bagi, boss? Bagă acum, boss, acum, boss, bagă, hai. Aproape că după ce... Bagă, boss, stai că trebuie să cânt și eu. Stai că bag și eu, boss. Bag și eu, pac, dar bagă tu, boss. Te rog eu, bagă tu. E despre tine. Bă, asemenea generozitate să vezi pe scenă mi se pare extraordinar. După care,
la un moment dat, ok, bagă boss, cânți bine, nu știu ce, și vii cu un alt aia, cu un falset, de fapt, într-un falset cu cap acolo, în care mai spart. Bă, Smiley, eu dacă aș fi locul tău, iertați-mă, și Vlad, ești o voce extraordinară, bă, dar ăsta a luat actualitățile, deci... Gata, să fii sănătos. Irina Rimes! Mai spune ceva după Tudor. Faptul că ne-am ridicat toți în picioare, cred că vorbește de la sine. Și mi se pare că sunteți niște... Voi amândoi trebuie să fiți în concursul ăsta. Și dacă ții minte că ți-am zis, Smiley, ceva în cabină, te rog să ții minte... Ce ai spus în cabină? Ce faci, mă, Smiley? Te duci în cabină la Irina? Vezi că îl faci gelos pe Tudor. Să-ți minte după cum faci alegerea, pentru că aici alegerea este foarte... Înțeleg să fugi din cabină de la Brenciu, dar să te duci în cabină la Irina. E foarte grea. Băi, m-am bucurat pentru voi extraordinar de tare. Ați făcut un moment nemaipomenit. Dacă aș fi auzit asta la repetiții, urcam pe șină să vă pup neapărat. Băi, nu se poate așa ceva, să vă iau, n-ai cum. Da, Alex, ești într-adevăr, ești un personaj. N-are nimeni ce să-ți facă. Despre Vlad știam. Mi-ar fi părut rău dacă v-ar fi așezat altfel în battle-uri și nu v-am fi văzut momentul ăsta. Tu ce faci în timpul concertelor tale? Cântă. Cum te miști? Ești liniștit, ești tot așa... Nu, novalnic. Tot cam așa, tot dinamic, într-adevăr. Omul ăsta nu-și dă seama ce face corpul lui. Că, de fapt, corpul lui... Și de rău? Nu! Nu! Ah, okay. Nu! Corpul tău se mișcă instinctiv. El nu este ca un... Pe corpul tău se studiază de acum înainte pictura la facultatea de... Așa. Ceea ce vreau să spun este că... Chiar dacă el cânta, ochii noștri erau pe tine, pentru că surpriza mișcărilor tale este cel mai bun spectacol în acest moment. Pot să spun ceva, vă rog? Te rog. Îi datorez lui Smiley, lui Andrei, acest lucru, pentru că el mi-a spus, bă, yeah, bă, frate, mișcă-te, frate, dacă aia simți, mișcă-te. Eu eram foarte inhibat, de fapt. El m-a ajutat să mă, deci să ies din doar, acest. Bă, frate, mișcă-te. Formidabil. Bă, frate. Este primul titirez de tip Gulliver. Doamne. Smiley. Mă bucur atât de tare de ceea ce ați făcut astăzi. Mamă, și sunt îngrozit în același timp. Efectiv nu știu ce să aleg. Mișcările lui sunt irepetabile. Sunt irepetabile, dar ideea care e? Noi ne-am văzut la repetiții și pântuneric așa. Ascultam alte repetiții și nu, pântuneric așa, că n-aveam lumină, erau doar niște becuri de astea așa. Se apropie așa la urechea mea și zice, Smiley, zic, da. Băi, vreau să te întreb ceva. Eu am o problemă cu corpul meu, că toată lumea mi-a spus că sunt cam mâinile lungi, că mă mici nu știu cum, că nu știu ce. Și nu știu ce să fac. Nu știu ce să fac cu mâinile, nu știu ce să fac cu corpul, nu știu să mă mișc pe scenă. Și exact asta a fost conversația noastră. I-am zis, bă, nu-ți mai fie, mă, frică. Fă ceea ce simți. Dacă simți să te miști pe scenă, mișcă-te așa cum simți. Dar fă-o 100% asumat și fă-o cu bucurie, pentru că oamenii vor zice, bă, ce tare asta. Și, nu știu, cred că am creat un monstru. Real. Vlad, pe de altă parte, se vede că e un pic mai stăpân pe sine și se vede că are mai mare experiență. Voi amândoi ați fost extraordinar și vă mulțumesc foarte tare că ați creat momentul ăsta. Bravo! Mulțumim! Bun! Și acum decizia pe care o așteaptă o țară întreagă. Problema mea este... Decizia. În momentul ăsta, decizia. Pentru că... Că unul dintre ei poate fi vocea României. Oricare dintre ei. Da, exact. Și nu știu... Efectiv, nu știu ce cum să fac dacă mai suport să-i mai dau lui Chirilă o dată. Nu, dar s-ar putea să nu-l iau eu. Știu că sunt și alți antrenori, dar eu așa, în momentul ăsta mi-am zis că puțin aroganță nu-mi strică deloc. Deci, decizia lui Smiley. Stai că să-i ușurez. Dacă îl iei pe Vlad, eu îl iau pe Alex. Ah, serios? Spune de pe acum. Și invers? Și invers, Alex, dar invers, doar Teo, Horeanu. Bun, deci gata, ați înțeles, mergeți mai departe amândoi. Dar să vedem cine merge în echipa lui Smiley.
Hai să e bine, vedem. Acum dacă am dat-o pe față, noi am vorbit asta în cabină. Eu am zis prima. Toată lumea a auzit că a fost Miley în cabina Irinei Rimes. Da. Plecând din cabina lui Horia Brenciu. Da. O căuta pe Gina Pistol. Da. Bun. Deci, decizia lui Smiley este... Băi, nu o să mă dezmin nici sezonul ăsta. Adică voi merge mai departe cu... ce mi s-a părut mie că a fost... special. Așadar... voi merge mai departe cu Alex. Alex merge mai departe în echipa lui Smiley. Eu mulțumesc. Bravo, bravo, mă, ești nebun la cap. Băi, mâinile cam lungi. Să trăiești, bravo. Vorba aia, la mâinile lui putea să dea noroc pe după scaun. Ești minunat, ești minunat, ești minunat, ești minunat, ești minunat, ești minunat. Surpriza duelului a fost Alex. Prin plăcerea lui de a cânta, prin versatilitatea lui, prin implicarea lui, prin dăruirea față de celălalt și faptul că el s-a aruncat așa în plin, în mișcare, în tot, a fost mult mai prezent. Asta a fost, ăsta e cuvântul. Deși Vlad a cântat foarte bine. Dar nu se putea lua ochii de la ăsta, de la Alex. Decizia antrenorilor este... 3-3! Tudor Chinilă, Irina Rimei și Teo Roz și Horia Brenciu! Bătălie! Asta îmi place mie la Vocea României! Și acum sfâșiați-vă, dragi antrenori! Ce simți tu? Acum... fix ce simți tu? Nu, dacă prima dată au fost pledoarie, noi nu o să o facem de bravo! Data asta. I-am zis de data trecută din blinduri. Vlade, tu ești artist, știu, momentul ăsta n-ar fi fost așa dacă tu n-ai fi fost în el. Adică, clar, trebuie să faci ceva. Adică să ne alegi pe noi. Dacă te duci la Tudor, papa harem, harem papa. Tudor. Te mănâncă femeile acolo, sfârșie de tine. Și femeile acum, în etapa asta, sunt nemiloase. Dacă te duci aici, la colega mea, te sfârșie ea. Auzi? Nici eu nu mai adaug nimic, pentru că mi-aduc aminte că am avut o pledoarie care mie mi s-a părut destul de convingătoare. Hai să repet! Și n-are sens să o mai repet. Irina, ai șansa... să ai singura ai o pledoarie. În sfârșit! Hai, ești liberă! Aoleu, Vlad, eu niciodată n-am fost pe locul întâi. Eu tot timpul am fost pe locul doi. Acum vreo 10 ani am participat la un concurs de voce unde am ieșit locul doi. Câștigătorul... a ieșit bine. Nu se mai știe nimic despre el. Eu am făcut o carieră. În liceu am concurat tot timpul cu o fată. Cântam, eram amândouă și concuram cu ea și ea tot timpul ieșea pe locul întâi și eu ieșeam pe locul doi. Și chiar și atunci, când am luat locul întâi și ne-am întors acasă de la concurs, profesoara a zis din greșeală că eu am luat locul doi și ea a luat locul întâi. Că s-o obișnuiți. Da. Băi, Irina, vrei să bem o sticlă de vin în herăstrău? Să știi că în primul meu sezon, Tudora Gaitanovici am ieșit pe locul doi. Te scot eu la un vin, jur. Și acum... Dora are o carieră, are cântări, cântă pe la festivaluri, are trupă, e super fericită cu proiectul ei. Și dacă vrei să fii pe locul doi cu mine în viață, nu neapărat aici la Vocea României, că poți oricând să ai surprize. Și eu abia aștept surpriza aia. Uită-te în ochii ei, are vreo 4. Nu pot să-ți promit locul întâi, asta vreau să zic. Tu trebuie să ai încredere în tine, Irina. Dar eu am. Și dacă vii la mine în echipă, dar eu am. Te pot ajuta.
alte decizii pe care o așteaptă o țară întreagă. Pentru că vom ști unde se duce un posibil câștigător de Vocea României. Decizia lui Vlad este... Ca să fii câștigător, nu trebuie întotdeauna să câștigi. Irina, merg cu tine. Irina Rimes! Nu degeaba a adus Irina acești ochi în astă seară.